emoții acum? Fanii strigau campionii, campionii, sunteți super campioni? Da, am reușit să aducem trofeul. Am reușit să aducem trofeul la Berceni, să spun așa. Suntem fericiți că am jucat pe acest stadion, un stadion foarte frumos, și acum e timpul să avem o mică sărbătoare, apoi să trecem la muncă, pentru că începe primul tur din Champions League, apoi campionatul. Ce important era să începeți cu un trofeu pentru moralul vostru? Cred că avem un moral foarte bun acum, începând cu acest trofeu. N-a fost un meci ușor, chiar dacă echipa a venit este în Liga Secundă. Vino fane aici! Vino aici! Vino aici! Bună seara! S-a descurcat o moral? S-a descurcat absolut fabulos. E zero sus. Ce să mai? Cum e să fii spectator, suporter la un asemenea meci cu trofeu pe masă? O mândrie să-i văd pe băieți. Și tu? Cum a fost experiența de la campionatul european? Frumos și lung. Deci, să înțelegem, tu ai fost suporterul naționalei la Euro, el a fost în această... Clar că i-am susținut și ei cred că ne-au susținut la fel. Uite că se vede că au venit cu energie bună de la echipa națională și ne-au ajutat să câștigăm acest trofeu. Ați încărcat bateriile în puținul timp scurt petrecut de azi noapte până astăzi? Am încărcat, dacă suntem aici, nu. Și dacă nu dormeam, tot veneam să-i vedem pe băieți. Dar n-ați vrut și voi zile libere? Ați venit direct la meci, n-ați plecat pe undeva? Ce zac? Să mă duc în vacanță când avem meci? Nu merge. O să am eu la iarnă, e bine. Deci să înțeleg că meciul următor revii în poartă sau îl mai lași pe el să te odihnești? Păi ce face? Vă spunem echipa? Nu merge. Nu se poate. Se poate. Următorul obiectiv care este? Clar ne dorim să facem meciuri bune și să acumulăm cât mai multe victorii. Urmează un program extrem de dificil. Da, în Europa, în campionat, cum am fost până acum obișnuit, să câștigăm fiecare meci. Asta vom face în continuare. Nu doar pe Valamă Sutat, ci și pe Târnovanu.